privește, în cadrul Politehnic și o să mă pronunț, la electronică, de exemplu, Orange are un laborator unde finanțează anumite programe de studii, Cosmote, la fel. Nu știu, dar ideea este că pentru anumite studii care interesează pe ei, finanțează anumite, anumite programe, finanțează anumite laboratoare, finanțează anumite studii și în felul ăsta industria are un cuvânt de spus în, în oamenii care se formează și care ies din sistem. Deci, practic, nu are un cuvânt de spus la intrare, dar la ieșire au internship-uri și lucruri de genul acesta care le permit să reacoleze studenți interesanți pentru ei și mai trebuie să îi păstreze. Și dacă tu știi că la universitatea respectivă există astfel de oportunități, practic știi că urmează ceva după universitatea aia. În sens invers, dacă te duci la facultate, nu știu, de științe parapsihologice sau ceva de genul acesta, s-ar putea să nu ai niște parteneriate la nivel înalt și să nu ai așa o certitudine a unui job în momentul în care termini facultatea. Deci, există pus așa un pic un balans în momentul, și în momentul de față. Nu este complet dezastroasă situația. Da, ok, dar chestia asta nu e mutual exclusivă cu ce se întâmplă acum. Adică, da, poți să ai finanțări din partea privaților de la Orange sau whatever și tu o să primești subvenții din partea statului pentru locurile pe care le vrei tu bugetate. Și în același timp o să-ți iasă cei mai buni prin internship-urile pe care ți le oferă privații, dar în același timp ai pe unii care probabil nu o să se angajeze în domeniu sau, nu știu, să deschidă o firmă sau să fac consiliere, care au terminat tot facultatea, tot pe locuri bugetate pe care s-au luptat cu medii sau ca să și mai întrebarea. Sunt intervenții de tip adițional, auxiliar, la fondul principal, nu sunt intervenții principale. Și într-adevăr, pentru ăștia norocoși există o soluție de aceeași politehnică, are și facultate de fizică și are și o facultate de chimie. Câți dintre ei se angajează la noi discuții? Aș răspunde și Cristina întrebarea cu autonomia. E un joc de factor de putere, pentru că în România sunt 5 politehnici mari, dar angajatorii sunt doar din zecilor. Deci, chiar și un Orange, ca factor de putere, nu poate să vorbească, nu poate să pună o presiune imensă pe orice universitate. Pentru că universitatea produce 400 de absolvenți, 500 de absolvenți, Orange putează 20, 30. Dar împreună, Orange plus Vodafone plus Cosmote plus toți ceilalți player, împreună care angajează 90% dacă au o voce comună, atunci da, poate să pună presiune pe universitate. Dar fiecare în parte nu. Deci e un joc de putere, un joc în care mai degrabă ajută în termen de balans. Da, checks and balances, decât altfel. Înainte să avem rândul online, am discutat cu un domn profesor de la Facultatea de Matematică și Informatică și ne spunea că absolvenții, că în conversațiile lui cu, scuze-mă, cu director de telecom, absolvenții de mate și de fizică, capabili de altfel de gândire abstractă la greu și de a învăța anumite nișe din programare, sunt foarte angajabili și foarte ușor de recrutat în domenii foarte hot pe piață. Pentru că în domeniul care în prima fază pare abstract și poate să producă doar profesori, poate fi foarte, foarte versatil în ceea ce privește angajabilitatea și sunt curioasă cum le dezvolui lucrul ăsta în prima fază. Și în domeniile acestea umaniste, sunt foarte multe profesii care sunt la intersecția din mai multe domenii, motiv pentru care dacă am terminat comunicare și relații publice și o colegă a terminat resurse umane, nu pot să spun că eu sunt mai mult sau mai puțin angajabilă decât ea, pentru că amândouă avem niște skill-uri gemănate cumva sau interconectate, care ar putea fi folosite mai departe pentru postul de recruiter sau pentru postul de brand strategist, dacă cumva ne hotărâm să facem asta. Deci cum răspundem aceste variabile care nu sunt așa de ușor de... Cred că tuturor în conversația asta ne trebuie mai multă ancorare în fapte, în date, în statistici, în cifre, da? Așa la nivelul de bun simț, dat cu părerea, că asta am făcut cu părerea, nouă ni s-a părut că programa la nivel de specializări profesionale, cum sunt și astea de comunicare și de relații publice și așa, acolo problema nu e atât de mare. Adică gap-ul între piața muncii și ce se întâmplă azi în universități poate să existe, dar nu e imens, adică e o distanță între ce e azi în universitate și ce e în piața muncii de câțiva ani. Ca și conținut, ca și metodă, de 5 ani, de 10 ani, de mai departe. Dar la alte discipline poate să fie un gap mult mai mare. Și noi s-a părut aici nu e o problemă de rezolvat și că nu cade neapărat cu incidența moțiunii, am și zis folii la început. Bă, pe astea profesionale nu mi se pare că e o problemă imensă care trebuie rezolvată. Deci nu cade să o discutăm. Cred că poate fi optimizată, nu cred că e perfect, dar nu cred că e o problemă sistemică. Adică absolvenții de AS, de exemplu, sau de IS sau de orice altceva, în linii mari, sunt pe acolo. O
ok, dar de exemplu un absolvent de antropologie sau de sociologie, care cumva... Asta nu e o specializare profesională, mai degrabă în alea teoretice. Ok, dincolo de clasificarea asta... Păi e important că fiecare clasificare are o mecanică distinctă. Ok, atunci îmi explici un pic mecanica în funcție de exemplu acesta. Deci nu vorbim nici de magicieni, nu vorbim nici de oameni care... Ingineri, adică aia sunt cumva la extreme și știm să-i plasăm destul de ușor. Un om care termină antropologie, care conform clasificării unde intră, la teoretice, nu? La teoretice, nu. Omul ăsta, dacă a făcut facultatea în regulă și cu dedicare, gândire critică, lecturi bogate, nu știu, e un om complet, poate să se angajeze în multe industrii care necesită abilități umaniste. Chiar dacă, per se, antropologia nu este chiar cea mai trendy ocupație din România următorilor 5 ani. Și atunci, ăștia cum îi măsurăm? Sunt oameni care știu să gândească. Aș da două nuanțe de răspuns. Aș spune dacă ne uităm în cifre și vedem că 80% dintre antropologi se angajează în institut de cercetare focusate pe nișa asta, atunci apoi ar trebui să chemăm la masa deciziei. Dacă vedem că oamenii ăștia, în marea lor majoritate, nu se angajează pe industria asta, ci fac orice altceva, atunci cred că discuția ar trebui să fie mai degrabă despre arhitectura sistemului, care iese din discuția asta, să migrăm spre un sistem american, da? De tip liberal studies, în care poți să studiezi astronomie cu biologie și după asta trebuie să lucrezi pe Wall Street. Da? Deci la modul de cultură generală și specializare mai târziu, e la master sau la specializări profesionale. La aia trebuie să spun o schimbare radicală de sistem de arhitectură, adică nu mai facem cum e astăzi, cu specializări foarte distincte, sistemul bolonian, ci un sistem cu totul și cu totul alt. E alt sistem, e sistemul american. Dar aia e o altă discuție, nu mai e asta. Dacă nu comentarii, de exemplu, cu matematica și angajabilitatea în alte domenii, mai mult sau mai puțin de temperatură înaltă, cum spune Stuham. E un exemplu foarte bun. Dacă vorbim la persoanele care sunt angajate în funcțiile de analiză la instituțiile financiare sau la instituțiile de asigurări, sunt persoane care de multe ori au background, fie în științe exacte, au făcut rocket science sau mai știu ce, sau matematică de înaltă. Sunt persoane care au abilități analitice foarte bune și care teoretic ar vedea destinat pentru funcții de profesor universitar sau mai știu ce, dar care, pentru că motivațiile din sistemul de educație sau de cercetare sunt comparativ cu cea din sistemul financiar neglijabile, merg în direcția respectivă. Nu au făcut MBA-ul sau mai știu eu ce, ci au făcut astfel de specializări și totuși ajung acolo. Iar un exemplu în care o anumită alegere nu conduce neapărat la o carieră care se numește la fel, cum se numește specializarea sau mai știu ce, ci contează mai mult nu cum se numește specializarea, ci setul de abilități pe care le achiziționezi în timpul specializării. De exemplu, cu arheologie era interesant. Nu mai spune, bine, e că mai puțin cu de antropologie, poate, dar cei care se duc și caută prin ruine sau mormite antice, nu sunt neapărat niște teoreticieni. Avem acum în România un număr de șantiere de autostradă. Nu puteam prevedea foarte bine când o să le avem, cât o să dureze și așa mai departe. Toate aceste șantiere necesită descărcări arheologice. Dacă nu pregătești oamenii așa din timp, de unde e în momentul în care deschizi șantierul? Trebuie să ajungi în altă parte. Și exemplele de acest tip pot continua. Adică sunt specializări cheie, poate nu asta e cel mai bun exemplu, dar vrei să ai virusologi într-o țară sau nu? Chiar dacă nu ai epidemii sau pandemii în momentul ăla. Ar trebui să vrei să ai, pentru că este un fel de asigurare de risc, este un RCA dacă vrei. Te dai, ai dat cu mașina în zi, nu știu dacă o să dai, dar dacă dai, ar fi bine să ai asigurare. Și sunt specializări de tipul ăsta, poate intre la tipuri de risc, moral hazard și așa mai departe, dar e de discutat despre ele. Sunt poliții de asigurare pe care poate ar fi bine să le plătim. Poate asta nu se aplică foarte mult la mii de muzicieni, nu știu exact, dar e de găsit un echilibru. Cred că acolo există un echilibru parțial, nu e neapărat soluția completă. De acord cu problema care scrie și cu riscul care le scrie, toți de acord. Cred că există un echilibru parțial în sensul că și soluțiile pentru o epidemie, de exemplu, sunt date de companii farmaceutice care angajează virusologi în departamentul de cercetare. Cred că e soluția perfectă, dar cred că e un răspuns. Dar cred că nici sistemul nostru, nici sistemul actual nu răspunde la o problemă genul câți picturi ar trebui să facă. Câte locuri de picturi ar trebui să subvenționăm? Deci nici modelul nostru, nici modelul de astăzi, și nici un alt model pe care știu, dar poate alții mai studiați, care au studiat știința educației, poate să răspundă la întrebarea asta. Eu nu știu să răspund la întrebarea asta. Nu pot să construi un argument că ar trebui să facem 10 sau 50 sau 100 de picturi. Există un număr care trebuie atins, mai ales ca să depindă de... Nu trebuie, dar eu decizi la un moment dat. Nu, la un moment dat, ministrul sau ministerul sau guvernul sau fac decizia o prețelă, se zice, bă, noi subvenționăm atâtea locuri de pictor. At the end of the day, se va lua o decizie de genul ăsta. Ei, cum structurezi decizia aia? Asta spun, că nu știu, e o dilemă. Curios să aud părerele voastre. Aici, dacă vorbim despre locuri de pictor sau locuri în care se referă la o carieră artistică,
din punct de vedere, să zicem, pictor mulți. Și la nu cred că este un lucru ok să luăm posturi, ci dacă ești, să zicem, exemplul despre care tot se vorbește, pictor. Omul pictează și le vinde. Cam asta e ideea. Nu trebuie să fie posturi sau o carieră sau bani dați de către stat pentru acest lucru. Deci răspunsul tău e statul n-ar trebui să mai plătească? Da. Pentru asta? Și asta o abordare. Există o abordare cu de cu tot o altă filozofie care spune teoria voucherelor, modelul voucher, da? Eu, stat român, îmi permit să dau fiecare student care îndeplinește un criteriu general, nu știu, are media peste 8, de exemplu, sau are 3 urechi, sau oare, vreun criteriu oarecare, da? Îmi permit să-l subvenționez cu 3.000 de lei pe an. Și dau lui un voucher și el să duce unde vrea. La... Asta e... Da. Libertarie, dar mai libertarie. Dar nu răspunde la problema de... Adică e un pic miopică viziunea asta, pentru că poți să ai 15.000 de oameni care vor să facă pictor sau violonist și le-ai dat un voucher și ei se duc și brusc o să apară 10 școli spiruhare de pictură și violoncel care să facă numai asta. Și n-ai rezolvat. La nivel de societate e o problemă. Deci nici răspunsul cu voucherele nu e perfect. Poate cum arată o societate bună? Cum arată o societate în care să vrei să trăiești? E una în care anumiți oameni își permit să picteze? Sau trebuie să moară de foame până își vând primele tablouri? Sau poate nu le vor vinde niciodată? Poți fi susținut să încerce măcar o vreme lucrul ăsta? Adică și poate asuma societatea respectivă de bine și ce grad de prosperitate are și dacă își permite așa ceva? Cam asta e și ideea atunci când te bagi într-o acest gen de carieră, de carieră artistică, de pictură, muzică, tu nu ai 100% șansă să știi că cineva chiar o să-i placă picturile tale și tu chiar o să ajungi cineva. Dar exact. Eu mă gândesc că nu ar trebui să fie dați bani, cum ați spus voi, ca vouchere pictorilor în sine, ci eu mă gândesc că ar trebui să fie băgați bani în locuri în care oamenii ar putea să-și arate picturile, în moduri prin care oamenii ar putea să își popularizeze lucrurile. Adică nu mă gândesc că un mic advertiser pe un site în care să spună eu vreau să vând o pictură ar fi un lucru ok. Dacă, uite, dar acum că vorbim, dacă tot am schimbat în tot atât de subiectul din ce vorbeam în pictură și cariera artistică, mă gândesc că ar fi ok să, nu să se dea bani pictorului, că ok, hai, primește banii ăștia, tu te pictează dacă cineva ți-o cumpără, tu ți-ai făcut banii, dacă nu banii aia care ți-am dat la început au fost irosiți. Cam asta e logica, să ne gândim rațional. Să ne uităm overview. Și mă gândesc, să zicem, debate-ul început a fost făcut să se găsească o variantă de mișto. Varianta de mișto cred că ar trebui să fie, nu știu dacă sunteți și voi de acord cu mine, să se facă un fel de locuri în care oamenii să-și poată populariza. Bine, nu știu dacă asta e adjectiv, verbul cel bun, dar să-și mărească cotele de vânzare, aș putea să-l numesc. Cred că tot teoria agentului de nișă poate să avea un răspuns de genul ăsta. Doamne, nu finanțezi direct 10 locuri la pictură. Dar poți să pun o deductibilitate fiscală pentru acele organizații care fac mecenat pentru pictori, pentru scenograf, pentru mai știu eu ce. Și atunci ea o să știe, domnule, vrem să subvenționăm, facem program de bursă pentru noi talente. Și dacă îi lasă și deducă din impozite chestia asta, da? E o finanțare și mai indirectă. Problema asta nu apare doar pentru pictori sau pentru... Nu, exact. Problema este generală și problema, dacă îmi pot permite să formulez asta, este următoarea. Cine face o alegere își asumă și un risc, nu? Când alege să trece strada, vă asumați și riscul de a fi călcați de mașină. Și asta apare și poate mai mult atunci când pictezi și poate mai puțin atunci când devii programator. Da? Problema este, mai ales că vorbim de tinere și de oameni tineri, cum sunteți și voi, cine plătește pentru acest risc? Riscul înseamnă cost. Cine plătește pentru acest risc? Ne asumăm noi ca societate costul acestui risc? Riscul celui care vrea să devină pictor, riscul celui care vrea să devină, nu știu, muzician și așa mai departe. Riscuri ridicate, e de acceptat, poate nu și-o găsi locul de muncă, dar și un inginer poate să rămână șomer dacă nu este foarte bun, nu? Sau dacă construiește un port și se prăbușește. Ne asumăm noi ca societate costul ăsta sau delegăm aceste costuri către individul ca atare. Adică ai ales, tu plătești, sau familia ta, sau apropiații tăi, sau... Da, un agent privat, în orice caz. Marea complexitate a educației e că e un bun semi-public. Nu e niciun bun privat și nu e niciun bun public, 100%. Ăsta e bunul meu privat, 100%. Da? Calitatea aerului e un bun public, 100%. Educația nu e nici așa, nici așa. Este și individuală, dar e și public. Și asta o face supusă dezbatere mai multe unghi, da, dacă e schiață. Apropo de ce zici cu public, la intersecția dintre public și privat, zic acum la cum se potrivește. Soluția voastră este să puneți în brațele pieței decizia asta, cum se împart banii. Mă întreb dacă soluția care le aduce ca amândouă împreună ar fi una viabilă. Adică dacă acum finanțarea asta de bază se dă
către universități în funcție de numărul de profesori, ce pregătire au profesorii, cât se publică, calitatea materialelor, infrastructura. Și în funcție de câte locuri au dat anul trecut. Da, da, și locurile alea, adică m-am uitat pe criteriile lor, evident, imperfecte și, cum zic, debatable până la capăt, dar sunt totuși niște lucruri cuantificabile referitoare la calitatea corpului pedagogic sau la infrastructura instituției sau lucruri de genul acesta. Mă întreb, de ce nu este unul din criteriile pe care le trebuie să fie obligat să le respecte, să facă o bază de date în care arată că, uite, X% din studenții noștri au fost angajați. Adică asta să fie încă un criteriu pe datele care țin cu și de dorința personală a individului și de faptul că nu, dar vă întreb, de ce vă place mai mult soluția în care piața ia decizia asta singură? Știi de ce? O să dau un exemplu din Nadia, din sănătate. La nivel județean există direcția de sănătate publică, cu cărui scop este de asigure că spitalele, da, policlinicile și orice altceva, sunt ok cu normele de igienă, da? În fiecare județ există treaba asta. Ei, până când a fost un scandal în presă cu spitalele de ce unde erau, corcăiau viermi și alte mizerii și cu traicarul și mucegarul și nu știu ce, nimeni nu s-a sezizat. Deși în județul respectiv există o direcție de sănătate publică care trebuia să supravegheze chestia asta. Spitalul are obligația unui raport de autoevaluare care să spună cât de bun ești la higienă, cât de bun ești la siguranța cu date și ceva. Foarte bun, foarte bun. Vine și inspecția, vine și inspecția. A, foarte bun. De fapt, ei nu sunt foarte buni. Asta e problema cu statul. Când vine un actor privat din afară, ăla nu are nici mamă, nici tată. Zice, frate, e bine sau nu e bine? Noi ne trecem în sistemul de educație, în care oamenii ăștia, ca să tragă de aracip, care au aracis, cerii aracip la pe universitate, da? Fac un raport de autoevaluare, după care vine o comisie care este foarte debatable și le iese că 30% în sistem, câți la în sistem au foarte bine. Cum, Doamne, iartă-mă, o treime sunt toți foarte bine, când dacă ne uităm la o distribuție gaussiană, foarte bine ar trebui să fie 5%, 10%, hai, induce. Deci, nu avem încredere în instituțiile învățământului. Nu avem încredere în instituțiile statului. Nu avem încredere în acea instituție de a se auto-evalua obiectiv. Nu avem încredere în instituțiile statului, așa cum ele astăzi în România, la modul general, stat în lume. Astăzi în România, de a face o evaluare. Te rog, că nu aveai internet să-și compre.